Premierul Naftali Bennett și ministrul de externe Yair Lapid au convenit să dizolve ei înșiși Knessetul și să solicite noi alegeri. Mișcarea vine după ce nu au reușit să împiedice opoziția să facă acest lucru. Un proiect de lege privind dizolvarea va fi depus săptămâna viitoare spre aprobarea Knessetului. Odată aprobat, Yair Lapid va deveni premier interimar până la noi alegeri. Alegerile vor avea loc în toamnă, devenind a cincea rundă de alegeri generale în Israel în ultimii 3 ani și jumătate și doar puțin peste 18 luni de la ultimele alegeri. Actualul guvern de coaliție și-a sărbătorit săptămâna trecută aniversarea de un an. Principalele ziare arabe au reflectat criza politică din Israel odată cu dizolvarea Knessetului și pregătirea pentru alegeri anticipate și au apreciat că, cităm, Israelul intră într-o perioadă de instabilitate politică și de securitate într-un moment deosebit de sensibil, încheia citatul. În perioada când Yair Lapid, actualul ministru de externe, va deveni premier interimar, va avea puteri limitate și nu va putea lua decizii majore. Lapid va continua însă să servească ca prim-ministru până la noile alegeri și până la formarea unui nou guvern. Mai mulți oficiali din Israel, citați de Khan News, avertizează că Moscova este pregătită să prezinte o propunere de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care să condamne Israelul pentru presupusul atac ce a avut loc recent asupra aeroportului internațional din Damasc. Lovitura a provocat pagube serioase aeroportului și l-a scos din funcțiune timp de câteva zile. Proiectul de propunere dă vina pe Israel pentru atac și spune că aceasta subminează stabilitatea regională și încalcă dreptul internațional. Deși este puțin probabil ca rezoluția să treacă, unii analiști spun că demersul marchează o deteriorare semnificativă a legăturilor dintre Rusia și Israel. În ultima perioadă, Kremlinul a formulat mai multe critici publice împotriva Israelului. Ambasadorul Israelului în Rusia, Alexander Ben Zvi, a fost convocat pentru clarificări suplimentare. Până acum, Rusia a avut o poziție relativ echilibrată în Siria față de Israel și nevoia acestuia de a opri Iranul să înarmeze milițiile locale fidele Teheranului. Acum Moscova transmite un semnal sirienilor și mai ales iranienilor că este de partea lor. Marți, un zbor special a adus un grup de 160 de imigranți evrei etiopieni în Israel în cadrul operațiunii Tzur Israel, tradus Stânca Israelului. Este al treilea zbor de la reluarea operațiunii în noiembrie 2021, care urmărește să aducă aproximativ 3.000 de etiopieni de naționalitate evrei în Israel anul acesta. La începutul acestei luni, două zboruri au sosit pe aeroportul Ben Gurion, aducând 341 olimi din Etiopia. În decembrie 2021, 2.000 de evrei etiopieni au revenit în patria strămoșilor lor pe fondul războiului civil din Etiopia și al altor provocări. Organizația Ambasada Creștină Internațională la Ierusalim a sponsorizat zborul și odată cu sosirea de marți, această organizație creștină a sprijinit procedurile de emigrare a aproximativ 2.750 de evrei din Etiopia din 2015 până în prezent. Mulți dintre etiopienii sosiți trăiesc de aproximativ 20 de ani în condiții dificile în taberele de tranzit din Gondar și Addis Abeba, așteptând posibilitatea lor de a emigra în Israel. John Hayward, un profesor de matematică, a publicat recent un studiu preluat de Evangelical Focus, în care a analizat datele oficiale ale ratelor de creștere și descreștere ale grupurilor bisericești din Anglia, Țara Galilor și Scoția. Concluzia la care a ajuns este că denominațiunile creștine principale din Regatul Unit sunt în declin și unele dintre ele pot dispărea în doar câteva decenii. Este vorba despre Biserica Presbiteriană, Biserica Angliei și Biserica Episcopală Scoțiană. Cultele istorice principale din Marea Britanie se află într-un declin accelerat și de restricțiile de COVID-19. Congregațiile lor sunt mici și în vârstă și nu sunt completate de tineri. Teologia liberală și compromisurile pe care creștinismul cultural le acceptă sunt un alt motiv pentru care bisericile istorice nu mai sunt relevante. Studiul lui Hayward mai arată de asemenea că majoritatea bisericilor ce sunt în creștere în Marea Britanie au fost fondate după 1900 și au o teologie evanghelică. Ceea ce au în comun aceste biserici este o perspectivă puternică asupra autorității Bibliei și un accent major pe misiune. Biblia ne spune că numai Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, așa că nu este de mirare că bisericile credincioase Evangheliei sunt cele care cresc. Oh.